În Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a fost organizată astăzi consfătuirea catehetică anuală. Evenimentul s-a desfășurat la centrul eparhial din municipiul Curtea de Argeș, fiind prezidat de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. La întrunire au participat preoții responsabili cu cateheza din cele șase protopopiate ale eparhiei. Întâlnirea a început cu prezentarea și evaluarea activităților catehetice desfășurate în cadrul protopopiatelor în anul precedent. A urmat prezentarea raportului cu privire la organizarea concursului național bisericesc, icoana și școala mărturii Sirii și au fost formulate noile teme legate de programa catehetică pentru anul 2017. Programa aprobată astăzi conține un număr de teme specifice realităților pastorale din parohii, având scopul de a dinamiza activitatea educațional-catehetică în teritoriu au participat uh, șase coordonatori ai biroului de cateheză din uh, zonele Pitești, Curtea de Argeș, Câmpulung-Mușcel, Costești, Mioveni și Topoloveni. Cu acest prilej au fost evaluate activitățile care se desfășoară în această perioadă și au fost uh, pregătite, coordonatele pentru desfășurarea marșului pentru viață, care se va desfășura în Municipiul Pitești în data de 25 martie la ora 14.30. De asemenea, a fost elaborat un nou program cadru cu calendar bine determinat privind activitățile catehetice, educaționale și culturale în primul semestru al acestui an. A fost o întâlnire deosebit de interesantă și utilă, mai ales că noi cei din teritoriu am primit sfaturi pentru activitatea pe care trebuie să o desfășurăm în continuare. Pe ordinea de zi s-a discutat și despre importanța concursului Icoana și Școala Mărturisirii promovat de Patriarhia Română și noi, cei care suntem responsabili cu uh, catehizarea în teritoriu, am adus uh, raportul prin care am explicat nivelul la care s-a ajuns în fiecare protoerie a arhipiscopiei Argeș și Mușcelului. Aș dori să spun că la nivelul protoeriei noastre copiii s-au implicat foarte mult pentru acest proiect, că au arătat dragoste față de icoană, dragoste față de biserică și consider că este o temă Interesantă, consider că pe viitor, la fiecare parohie, ar trebui să înființăm anumite cercuri de iconografie, prin care Copiii, îndrumați de preoții, slujitori, îndrumați de profesori de religie și, bineînțeles, de artiști iconari, să deprindă arta icoanei. La parohia, unde activăm, în cadrul unui foarte frumos parteneriat cu școala Matei Basarab din parohia noastră, se desfășoară foarte multe activități și, în fiecare săptămână, atât la școală cât și la biserică, tinerii din cadrul școlii Matei Basarab și din parohia, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir din Pitești, vin la parohie sau noi preoții mergem în școală pentru a intensifica activitatea catehetică conform programei pe care am stabilit-o la centrul eparhial. Centrele catehetice împreună cu preoții coordonatori vor aduna toate informațiile și se vor centraliza către centrul eparhial. Cateza parohială are legătură cu viața via a credincioșilor, învățătura de credință se formează în familie, mai apoi se educă în școală și se finalizează în Sfânta Biserică. În cadrul consfătuirii au fost stabilite aspecte privind organizarea Festivalului de Muzică Bisericească Lăudas pe Domnul, la nivel eparhial, precum și a Marșului pentru Viață, care se va desfășura în data de 25 martie în municipiul Pitești.